Ioan Brânda, și adjunctul Poliției Bihor, va rămâne după gratii pentru următoarele 29 de zile. Comisarul șef este suspectat că a dat bani cu camătă și a sprijinit evaziunea fiscală. Este al doilea mare scandal izbucnit în Poliția Română în ultima perioadă, după cel al lui Traian Berbecean. Pentru spectacol? După o zi întreagă de audieri, comisarul șef a fost dus în cătușe în arest, asemenea infractorilor pe care el îi prindea de obicei. Ieri dimineață, ofițerii DGA au descins la el acasă, dar și la sediul IPJ Bihor. Ce mi-a spus procurorul? N-a răspuns, dar acuzațiile sunt grave. Luare de mită, favorizarea infractorului și camătă. A dat o declarație completă și detaliată. A fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii anticorupție îl suspectează că l-ar fi împrumutat pe patronul unei firme cu 45.000 de euro și ar fi cerut în schimb dobânzi de 75.000 de euro. În schimbul banilor, Brândaș ar fi închis ochii la evaziunea făcută de patron. Mai mult, l-ar fi prevenit pe acesta că poliția e pe urmele lui. Ca urmare, persoana cercetată a distrus mai multe documente și alte înscrisuri privind circuitele evazioniste, cât și înscrisuri privind finanțarea firmelor din împrumuturi obținute de la diverși cămătari. În fața infractorilor de rând, Brândaș trecea drept comisarul dur. Pentru prinderea autorului au fost folosite armele din dotare. Potrivit declarației de avere, Brândaș deține o casă cumpărată în 2007, un teren de aproape 500 de metri pătrați, dar și datorii destul de mari, 92.700 de euro împrumutați de la bancă și 26.000 de euro luați de la o rudă. Anul trecut, comisarul șef a câștigat aproape 80.000 de lei.